Bună seara! Ne-am întâlnit din nou, astăzi într-o componență mai mare, ca să lecturăm cartea care... Uf! Ghid de conviețuire cu frații și surorile mai mici. Astăzi am găsit de cuvință să lecturăm povestirea Ce să fac cu un părăcios. Elinca, ce ar fi un părăcios? Adică că... Că se plânge. Se plânge, da? Sorina, ce ne spune? Pretește-te că ar divulga tot. Ar divulga? Da. Dar ce ar însemna tot? Adică chiar ceea ce nu-i trebuie, adică secretele. Secrete, Gabriel. Care nu păstrează secretele. Care nu păstrează secretele. Totuși, haideți să vedem din povestirea dată ce ar fi părăciosul. Mama, da, Sanda mi-a rupt păpușa, plângea cu lacrimi de crocodil Ilinca în bucătărie, cu corpul unei Barbie în mână și cu capul în alta. Barbie fără cap arăta deplorabil. Dar Ilinca ieri s-a dat cu rujul tău, striga Sanda cu ciudă. Dar Sanda a stricat cana cea cu cierb și a ascuns-o sub pat, răspunde Ilinca printre lacrimi. Dar Ilinca a tăiat cu virtura și a pus-o o piernă deasupra. Mama, îngrozită, nu mai vrea să audă ce taine se ascund prin casă. O trimite pe Sanda în camera ei și o ia în brațe pe Ilinca să o liniștească. Toată lumea e supărată. Ții minte ce ți-am spus mai devreme? Uneori adulții devin neputincioși în fața lacrimilor celor mici. Chiar dacă ambii copii sunt vinovați, ei iau parte mizinului. Da, nu e prea plăcut. Dar dacă Sanda o ruga pe sora ei să rezolve problema între ele, îi cerea scuze și o bandaja pe pacienta Barbie la timp. Poate că Ilinca nu mai mergea la mama să se plângă. De asemenea, Sanda putea să o roage pe mama să asculte cum s-a întâmplat accidentul și să-i spună că îi pare rău fără a răscoli boroboațele Ilincăi. Și la școală de întâlni colegi care merg să raporteze profesorilor tot ce se întâmplă în clasă. Mai rău, și între adulți se întâlnesc oameni care fac la fel. Nu ai cum să eviți și nu ai cum să educi. Deocamdată ne-am clarificat. Problemele de joacă e bine să le rezolvați fără a apela la adulți. Însă atunci când cineva dintre voi sau dintre prietenii tăi provoacă situații periculoase, de exemplu vă lovește sau vă înjosește, vă îndeamnă să vă urcați pe o balustradă înaltă, să pășiți pe lacul înghețat, să mergeți fără voie în altă curte, să luați obiecte care nu vă aparțin. Trebuie neapărat să anunțați părinții. Aceasta